lidioară, celea care ne-ai pregătit? Am să arăt aici un piculeț așa, sper să se vadă. Ridic mai sus, așa, perfect. Deci am o ureche cu o bucățică de ceapă în ea. Așa. Și dacă toți suntem în această perioadă când e foarte greu cu copiii, toți răcesc, toți fac otite, e val de viroză, să știm că ceapa este un vindecător foarte bun, pentru că de la ceapă scade temperatura. Dacă avem temperatură, scade temperatura. Dacă ne doare urechiușa, dacă tușim foarte tare. Practic ceapa este ucigașul infecțiilor, așa îi se spune. Interesant. Așa. Și dacă avem copiii au otită, fac foarte des acum, luăm o ceapă, luăm mijlocul din ceapă, dar nu-i tăiem capătul ca să nu se desfac. Și îl tăiem pe jumătate și îl introducem peste noapte în urechi. Pot face și cei mari și cei mici. Să specificăm deci, faptul că dimensiunea trebuie să fie un pic mai mare. Micuță, am și arătat în poză. Da, să nu poată intra. Nici să intre foarte adânc, dar nici să nu-i cadă, știi? Trebuie da. Pus așa ca să... Potrivit să stea acolo. Sau dacă ne frică, putem pune într-o bucățică de tifon, știi? Ceapă. O putem chiar, fii atent, ceapa o putem da prin mașina de tocat și putem prin tifon da o picătură de zeamă de ceapă în urechi. Călduț. Și funcționează? Funcționează. Cătălina, vreau să spun că este verificată de mine pe nepoții mei, ca să știți. Miraculoasă. Miraculoasă. Miraculoasă, sincer. Deci cașă de ceapă făcută așa cum spun, cu un pic de miere și cu o linguriță de oțet, amestecate bine, puse în tifon, pe gât, pe broșe aici, pe partea din față. Tusea a doua zi se rupea, nu venea să cred. Incredibil. Deci face minuni, practic face minuni. Bun, reținem, mai ales că avem nevoie mare în această perioadă. Și pentru cei mari și pentru cei mici. Deci nu...